Tot iarna grea este de vină pentru o ciocnire în lanț la intrarea într-un tunel din Italia. S-a întâmplat pe o autostradă în apropiere de Milano. 40 de mașini s-au tamponat destul de violent. 34 de oameni au fost răniți din fericire, niciunul grav. Accidentul s-a produs după ce o mașină a derapat pe o porțiune de gheață de pe carosabil, iar șoferul a pierdut controlul volanului. Tunelul a fost închis câteva ore pentru ca poliția să poată să ridice zecile de autoturisme avariate. Pe autostradă s-a format o coadă de mașini lungă de 4 km.